33 de blocuri și alte 3 unități au fost expertizate, dintre care doar 2 s-au încadrat în clase seismice 2 sau 3. Expertizarea este responsabilitatea proprietarilor, mulți dintre ei renunțând la acest lucru din cauza costurilor foarte mari. La nivelul județului Vâlcea sunt expertizate un număr de 33 de blocuri de apartamente și 3 alte unități. Din cele 33, doar 2 se încadrează în clase seismice 2 și 3. În clasa 2 este vorba de un bloc din cartierul 1 Mai, strada Antimi Vireanu, numărul 2, 44 de apartamente. Acesta este în clasa 2. Și în clasa 3 este din zona Traian, blocul G3. Vorbim doar despre cele care au fost expertizate. Restul clădirilor sau, să zicem, blocurilor nu sunt expertizate. Aceasta este o responsabilitate a proprietarilor care de fiecare dată a invocat sumele foarte mari necesare desfășurării acestei activități. Din fericire, cele expertizate niciunul nu se află în clasa 1 seismic. De câte ori celelalte clădiri sau instituții care folosesc fonduri europene, asta vă spunem din experiența noastră, au obligația de a fi expertizate tehnic pentru a se stabili dacă, care este soluția constructivă sau dacă se continuă cu investiția. Fondurile europene nu investesc în clădirile în care sau clădirile care se încadrează cel puțin la noi în sistem, în clasa 1 sau 2 seismic. 3, 4 e ok, pentru că astfel consolidarea înseamnă foarte mult, încât știți că partea de fonduri europene, partea eligibilă și partea neeligibilă sunt în anumite procente. În momentul în care ar trebui să repar și fundație și tot, deja nu mai pot. Bine, pe cele de pe reabilitare termică am depășit foarte mult partea neeligibilă și atunci cu siguranță nu ni s-ar aproba proiect. Șeful ISU Vâlcea a vorbit și despre situația clădirilor subunităților de la Brezoi și Govora, construcții care au nevoie de reabilitări. Noi avem acum Brezoiul pe... suntem pe el în stadiu de obținere sau, în fine, aprobarea celei de finanțare. Am desfășurat toate etapele până la acest nivel și este pe reabilitare termică. La nivelul Inspectoratului General sunt mai multe clădiri. La nivelul județului Vâlcea suntem prinși noi și cu Inspectoratul Județean de Jandarmi. Jandarmii deja au trecut, au o etapă în fața noastră, au sediu central. Noi avem Brezoiul, garda de la Brezoi. Avem 2 gărzi ca și paranteză în care condițiile sunt mai precare, Govora și Brezoiul. Sunt niște condiții ca să le bași pe fonduri europene, o anumită suprafață. La Govora nu ne-am încadrat cu suprafață, pentru că acolo sunt mai multe clădiri diferite. Se face doar partea administrativă, nu garajele. Brezoiul este un singur corp și am mers cu el pe fond. Acum sperăm să ne se aprobe și de finanțare. Noi am făcut tot ce a depins de noi, bineînțeles cu sprijinul Inspectoratului General. Govora, în cel mai scurt timp, chiar a fost ieri acolo și am văzut care este stadiul lucrărilor. De luni începe să se monteze și mobilierul. Sperăm că într-o de zile să inaugurăm ca și punct de lucru. Potrivit legislației, prima dată se inițiază un punct de lucru, iar după 6 luni de zile se face o analiză dacă este oportun sau nu mutarea gărzii de intervenție de la Beile Govora. Nu ne putem muta efectiv decât în momentul în care vom avea prin hotărâre de guvern spațiul respectiv. Domnul primar a spus că și știu acest lucru. Am văzut hotărârea de Consiliul Local prin care ne pune la dispoziție spațiul respectiv și a spus că în momentul în care ne va preda în administrare folosind spațiul respectiv, va demara și procedura având acordul Consiliului Local pentru predarea spațiului respectiv Ministerului Afacerilor Interne și efectiv să ne dea în administrare nouă. Câte știți, noi administrăm spații, spațiile fiind ale Ministerului Afacerilor Interne.